Domnule ministru, ați anunțat în sfârșit, ați zice, proiectele de reparare a legilor justiției. Ele vin după ce sunteți deja, mă refer la între guvernul de 11 luni la guvernare, după ce efectele acestor legi sunt criticate de foarte multă vreme deja de instituții internaționale. Ultima asemenea reacție este raportul Rule of Law al Comisiei Europene. Nu a durat puțin cam mult totuși apariția acestor legi atât de cerute și de așteptate? Bun, dacă ne uităm la perioada care s-a scurs de la modificarea care a creat probleme din 2018, sigur că e mult. Dar cum ați spus și dumneavoastră, noi suntem aici de 11 luni pe care le-am traversat, cum le-a traversat toată lumea, cu multe dificultăți și cu o agendă care s-a schimbat din mers undeva din luna februarie. S-a schimbat radical ca să înghețe oarecum o lună de zile, o lună de jumătate, până când am reluat puțin ritmul normal, așa cum am putut și noi, cum a putut și toată lumea. Dar, dacă mă uit la complexitatea reglementării de bază, da? Dacă mă uit la complexitatea intervenției, la natura problemelor, care sunt foarte tehnice și care au impact major în așezarea justiției pe o bază solidă, aș spune că nu e mult, după părerea mea. Totuși, redactarea unui proiect de o asemenea învergură în câteva luni de zile, câtă experiență pot să spun că am acumulat, e o performanță bună. Dacă mă uit la condițiile politice prezente, și foarte concret la structura majorităților din Parlament, spun majorităților pentru că noi nu putem vorbi de o majoritate clară, constantă, stabilă, ci de majorități conjuncturale în funcție de natura dezbaterii, de legile pe care le dezbate Parlamentul, aș îndrăzni să spun poate chiar că e prea devreme. În orice caz, e o viziune, este singura care este la ora asta pusă pe masă, și, în fine, nu mă aștept să nu mai apară reacții de genul da, de ce așa de târziu? Pentru că, știți cum e, dai în calul care trage de multe ori. Oamenii așteptau personal sistemul, opinia publică care a stat în stradă și știți bine cât a stat în stradă pentru asta. Așteptările erau firești. Semnal mai devreme puțin, un semnal că se mișcă ceva, un semnal de reformă. La asta mă aștept. Bun, noi am spus de la bun început că avem practic două obiective majore am avut la minister în acest mandat. Spun majore pentru că au fost și alte. Prima a fost lansarea procedurilor de selecție pentru candidaturile, propunerile pentru funcțiile de procuror de rang înalt. Al doilea obiectiv a fost elaborarea proiectelor de lege pentru modificarea legilor justiției, deci legile justiției. Ele sunt realizate, chiar cu 3 luni înainte de încheierea mandatului. Cum spuneam, agenda s-a schimbat din mers și la minister, ca și în alte instituții. A apărut foarte puternic pe agenda la jumătatea iernii nevoia de a proteja viața și sănătatea personalului din instituții. Și în primul rând mă gândesc la Administrația Națională a Penitenciarilor, unde aveam responsabilitatea aproximativ 20.000 de deținuți, plus 12.000 de angajați ai ANP-ului și unde s-a obținut o performanță foarte bună. Îi felicit în primul rând rolul muncii lor, dar pe o strategie pe care am gândit-o împreună foarte devreme, foarte devreme, anticipând oarecum dificultățile care vor să vină. Deci o agendă care a fost cu geometrie variabilă. La ora asta în penitenciare nu avem practic niciun deținut contaminat. Am înțeles. La noi există această tradiție, poate nu chiar tradiție, dar în orice caz teamă de centrele de reflecție, despre care vorbea la un moment dat domnul Tudorel Toader. De aceea cred că este important să ne spuneți cine anume a lucrat la aceste, cine a elaborat în mod concret aceste proiecte. Păi, direcția de elaborare a actelor normative și nu toată direcția, ci e vorba de câteva persoane din direcție care au început, dacă vreți, vă ofer și nominal numele lor. Directoarea Alina Rădoi, un om cu mare experiență, Ileana Petre, Mihai Cucu, de asemenea, amândoi cu mare experiență, sub coordonarea Secretarului de Stat Barac.
Evident că am fost direct implicat în toate ședințele de coordonare și de lucru pe text. Iar pot să vă spun că am avut o mare plăcere ca, și fără ghilimele o spun, nostalgie aproape, ca în ultima lună și jumătate să fi lucrat zilnic, ore bune, direct pe text alături de colegii mei. Deci n-a venit nimic din afara Ministerului, despre asta era vorba. Despre asta, asta era întrebarea. Ce simplu. Aproape că uneori, știți, după lungi ore de dezbatere și frământări în legătură cu un text sau altul, poate chiar ți-ai fi dorit să vină din afară o idee, dar și pentru a evita astfel de suspiciuni legitime, dat fiind trecutul apropiat, am spus nu, rămânem aici. Deși, noi recent am modificat hotărârea de organizare a Ministerului și am acolo două, trei articole introduse, chiar la inițiativa mea, în care ne-am construit un cadru de cooperare externă, transparentă însă, instituțională, cu mediul academic și cu profesiile juridice, pentru lucrări de anvergură. Dar nu, acest proiect este made in Ministerul Justiției 100%. Tot la capitolul extrinsec, că vom ajunge și la intrinsec, tot la capitolul extrinsec, ați spus că dezbaterea intenționat să se termine pe la sfârșitul lui martie. Iertați-mă, am uitat să menționez și pe doamna consilier Nolden. Mi se pare normal să spun, a lucrat și dânsa o parte din aceste texte. În funcție de anumite instituții am mai cooptat din minister și alte nume, dar spunem, nucleul dur este acesta pe care l-am menționat. S-a consemnat. Deci, spuneați că textele vor fi în dezbatere publică timp de 6 luni, până la sfârșitul martie, da? Apoi urmează procedură parlamentară, eventuale contestații la curte, mă rog, una peste alta, mai devreme de luna iunie, nu cred că este posibil, este fezabil să intre în vigoare. Totuși, toate instanțele internaționale, nu mai vorbesc de opinia publică internă, invocă urgența. De ce totuși v-ați luat un termen atât de lung pentru dezbatere, până în martie, 6 luni? Nu este singurul loc în ceea ce privește pozițiile internaționale și cele interne, fie că e vorba de rapoarte, fie că sunt poziții informale, în care vedem un paradox absolut explicabil. Adică, pe de o parte, să spune, este urgent, și este urgent. Și eu spun, da, dacă te uiți din 2018, au trecut 2 ani de zile și aveți perfectă dreptate. Nu era musai să schimbe guvernul ca să poată să facă aceste reglementări. Să puteau face după ce s-a înțeles greșeala făcută și până în 2019, când a venit acest guvern. Teoretic. Politic. Teoretic. Vorbim doar de proiecte, nu vorbim de legea adoptată, că acolo majoritatea e complicată și e o complicație de care nici noi nu cred că putem trece cu aceste proiecte. Dar un proiect e un proiect, poți să-l fabrici în minister aici, da, bun. Dar, pe de altă parte, se spune, atenție, nu vă grăbiți să legiferați, nu faceți aceeași greșeală pe care a făcut-o guvernul precedent, PSD, în 2018, de a trece cu trenul prin gară, călcând totul în picioare, aproape totul cel puțin, și accelerând nefiresc, absolut nefiresc pentru un proces de asemenea învergură. Deci, sunt aici două lucruri paradoxale. Pe de o parte e nevoia urgentă, pe de altă parte însă trebuie să o iei metodic, calm, așezat și să asigură o dezbatere lungă, astfel încât toată lumea să se simtă ascultată, să-și spună părerile și să cântărim cea mai bună soluție. Ați putea să o terminați și mai repede dacă primiți aceste opinii? Și... Păi, matematic vorbind, da, vă spun, pentru că e în funcție și de ritmul și de intensitatea cu care ne angajăm în aceste dezbateri și de disponibilitatea interlocutorilor de a dezbate mai degrabă decât de a critica de pe margine, de la distanță și într-o cheie de confruntare. Spre exemplu, dacă nu ne propunem un calendar care înseamnă măcar o întâlnire pe săptămână e una, dacă e o întâlnire la 2 săptămâni e alt termen, dacă sunt 2 întâlniri pe săptămână e cu totul alt termen. Deci până la urmă depinde de noi. Noi facem o ofertă, e o viziune. Am spus, nu considerăm că sunt soluții panaceu. Nu considerăm că această viziune nu comportă analize, critici, ajustări, îmbunătățiri. Dar e ceva de la care putem porni și putem porni chiar până în alegeri aceste dezbateri. Așteptăm pe toată lumea. Este o ofertă de cooperare, e o platformă de construcție.
Știți că există suspiciunea, pe de o parte, că le-ați lansat acum ca pe o intrare în campanie electorală pentru parlamentare, după încheierea celei pentru locale, deci un moment electoral, ceea ce poate să deranjeze, iar pe de altă parte, că așteptați atât de mult în gândindu-vă că s-ar putea să se amâne alegerile și dacă vor fi în martie, să intrați cu legile pe noul parlament chiar cu alegeri amânate. Referitor la prima suspiciune, am un contraargument foarte facil, pentru că am declarat public aceste două obiective, procedurile de selecție pentru Ministerul Public, respectiv legile justiției, și am și estimat la un dat un calendar care se oprea undeva în iunie-iulie, la care a fost decalat în două luni cu starea de urgență, în care, mă rog, prioritățile au fost altele. Să protejăm instanțele, parchetele, în fine, administrația penitenciară, ministerul, am avut și aici tot felul de situații pe care a trebuit să le trecem. Deci nu a fost planul de la început că să fie două luni înainte de dezbaterile electorale. Pe de altă parte, să fim serioși, și un subiect tehnic. Dincolo de două, trei teme care sunt, hai spun, mai cunoscute și mai apte de subiect de discuție politică, în general sunt chestiuni care sunt de apetența magistraților, mai puțin a oamenilor politici, și e firesc să fie așa. În ceea ce privește a doua suspiciune, sau, mă rog, speculație, să nu-i spunem suspiciune, da? Că am propus această dezbatere atât de lungă pentru că ar fi vorba de o eventuală amânarea alegerilor, în niciun caz. Pentru că și dacă se amână, nu știi când se amână alegerile, dacă, deocamdată nu e un subiect. Nu, noi am plecat de la următoarea realitate. Data trecută s-a discutat cam, nu știu, dacă au fost trei luni, mare lucru, dar s-a venit destul de repede la Parlament cu proiectele, era să zic, cu sticul, dar n-aș fi greșit pentru că l-aș fi citat chiar pe un coleg predecesor, nu? Că a spus că a adus sticul la Parlament. Textual eram în sală, în sala Comisiei Juridice. Sticul și dischetele, da? Le-a adus la Parlament. Deci, două, trei luni a durat totul, dar dezbaterea a fost în Parlament direct. Și atunci am spus, e clar, atunci s-a văzut că nu e suficient. Hai să mă jurăm la șase luni, ținând cont și de faptul că e vacanță parlamentară, și implicit toată lumea intră în vacanță, nu? Decembrie până, să zicem, la începutul lui ianuarie nu se va lucra. Știm foarte bine lucrul ăsta. Sunt campanii, e campania electorală, deci e suficient timp ca până își rea lucrările noul Parlament, la 1 februarie, să avansăm pe calea acestor dezbateri și, știu, la o lună, două, după ce Parlamentul lucrează și intră în ritmul normal, după ce își organizează bucătăria internă, comisiile, posturile, funcțiile, durează puțin. Agenda e numai bine. Deci când vine primăvara... Vine și intră și el în Parlament. Da. Și încă o chestiune foarte scurtă, tot pe partea extrinsecă. Se așteaptă o decizie de la CJUE, potrivit concluziilor puse de avocatul general al CJUE, decizia ar urma să fie defavorabilă SIJ-ului și felului în care a fost numită Concea Inspecției Judiciare. Dacă va apărea când va apărea această decizie, sunteți pregătiți ca pentru o conformare rapidă la o decizie a CJUE să dați o ordonanță de urgență? Pe aceste chestiuni punctuale. Am tot dat din cap așa până ați pomenit de ordonanță de urgență. După aia m-am gândit că e bine să nu mai dau din cap. În orice caz, eu voi propune guvernului, dacă există o astfel de decizie, voi propune o abordare rapidă, punctuală pe SIJ, pentru că trebuie să ne conformăm, e adevărat, deciziei curții. Să nu uităm că noi avem un proiect de lege depus deja la CSM pentru aviz. Nu vreau să arăt cu degetul spre CSM că n-ar fi emis acest aviz. Dimpotrivă, a fost, dacă vreți, opțiunea Ministerului ca acest aviz să fie emis în măsura în care putem să promovăm și spre Parlament cu proiectul. Dar voi propune guvernului o abordare mai rapidă. Fie trimitem spre Parlament proiectul de lege, deja făcut de la 1 februarie 2020 de către Minister, fie calea unei ordonanțe, dar foarte deschis vă spun că este o decizie care nu se ia în acest birou.
maniera de intervenție. Dar o intervenție va trebui să fie și voi propune ferm guvernului să intervenim rapid. Rapidă. Ați făcut referire la acel proiect și acum trecem la intrinsec. Ați făcut referire la acel proiect de desființare a SIJ. În actualul proiect nu mai apar acele două filtre pentru începerea urmăririi penale în cazul magistraților, care au stârnit o mare emoție la momentul respectiv și v-au adus multe critici. De ce ați renunțat la ele? Iată, e dovada că suntem deschiși către critici, deschiși către dezbatere publică. Într-un fel, eu am receptat acele lor depoziții foarte energice din partea multor magistrați și asociații profesionale și nu numai, au fost și specialiști care s-au pronunțat în afara sistemului judiciar. Ca pe o dezbatere, dacă vreți, informală, nedeclarată. Am auzit, am înțeles, am cântărit din nou lucrurile aici. Nu cred că a fost o idee complet greșită nici astăzi, nu cred lucrul ăsta. Da, știți cum e, când mai mulți experți și specialiști practicieni îți spun că nu e în regulă din punct de vedere al funcționalității sistemului, până la urmă trebuie să abdici și de la propriile opinii, când sunt argumente mai puternice contra. Considerați, înțeleg, că DNA ca acolo era cea mai mare problemă, de fapt, și cel mai mare scandal acolo de DNA a fost legat. Considerați, zici, că DNA este perfect apt să reia dosarele magistraților în condiții care să nu mai ridice niciun fel de discuție, suspiciune, enervare? Bun, o să depășesc puțin întrebarea și merg către un tabu care a existat toți acești ani. Și preiau termenul dumneavoastră. Eu n-am considerat nicio clipă, niciodată, DNA inapt ca instituție. Este cert, au fost anumite cazuri care ridică semne de întrebare. Și aceste semne de întrebare trebuie să fie lămurite. De justiție, în primul rând. Dar de aici și până a construi acest tabu cu care mergem așa prin lume, cocoșați de el, că nu mai putem să discutăm de capacitatea DNA de a combate corupția, inclusiv în sistemul judiciar, mi se pare cam mult. Și cred că e de datoria mea ca ministru să spun că trebuie să fim suficient de puternici să privim această problemă în față, să vedem cât e ea de falsă, cât e de adevărată, să lăsăm pe cei care au puterea legală să o lămurească și să funcționăm coerent. Pentru că a face anticorupție, a pretinde că face anticorupție în sistemul judiciar cu 15 procurori localizați în București, doar pentru că nu sunt în interiorul DNA, este o incoerență. Eu ați observat o creștere a... Și este și un efect pervers, dacă mă permiteți doar o secundă, două. Pentru că dai și semnalul că ai o mare problemă de corupție în sistemul judiciar, ceea ce nu este adevărat. Nu este adevărat. Sunt cazuri, probabil, dar izolate. Și în același timp creezi și o instituție care este incapabilă să confrunte la nivel teritorial această problemă. Deci trebuie să revenim acolo unde e normal cu fiecare cauză, cu potrivit competenței parchetelor și în același timp să avem încredere că totuși ceea ce s-a întâmplat rău a fost înțeles de toată lumea, că există garanții procesuale, că există lideri care au responsabilitate, că au fost selectați în văzul lumii, indiferent de opinii pro-contra. Nimeni nu își mai pune problema, după părerea mea, dacă e rezonabil și de bună credință, să considere că ar exista a priori o presiune pe magistrați. În plus, chiar prin acest proiect de lege, noi am abrogat acel text care închidea gura magistraților, iertați-mi expresia, băga pumnul în gura magistraților, interzicându-le să critique, să protesteze, să semnaleze orice neregulă, orice abuz, orice derapaj, fie că e vorba de un derapaj în sistem, fie că e vorba de un derapaj în afara sistemului. Maniera în care poți scăpa de complexe și de astfel de taburi este să privești lucrurile onest și să ai curajul unei decizii, să-ți iei responsabilitatea că faci lucrurile în regulă și, într-adevăr, cine are atribuții trebuie să-și răspundă pentru exercitarea lor. Eu cred că sunt suficiente pârghii în sistemul judiciar ca să putem merge mai departe. Nu putem sta blocați la infinit într-un moment care deja a trecut de ani de zile.
O altă temă sensibilă se referă la procedura de numire / revocare a procurorilor șefi. Ați spus că vreți să reechilibrați rolurile actorilor implicați în procesul de numire a procurorilor șefi. Ați inclus în lege procedura pe care ați folosit-o în iarnă atunci când ați ales procurorii șefi și ați inclus în lege ca președintele să poată respinge motivat, ori de câte ori dorește, nelimitat, nu există nicio limită, dar motivat, repet, propunerile ministrului justiției. Dar în 2018, CCR a arătat cu ocazia controlului de constituționalitate la modificarea legilor justiției că președintele nu are vreo atribuție constituțională care să justifice un drept de veto. Deci un singur refuz este mai mult decât suficient, să îi se permită un singur refuz. Nu credeți că există riscul să fie declarată prevederea neconstituțională? Am mai văzut cazuri în care CCR și-a schimbat practica și oricum acolo este o afirmație, asta a scos din context, dar e mult contextualizată. Eu cred că în măsura în care există garanțiile adiacente că nu se face niciun abuz, nici din partea Ministrului Justiției și nici din partea președintelui, lucrurile pot funcționa în cadrul constituțional. Dar de aceea avem dezbatere publică, nu? Ca să examinăm opiniile tuturor, începând cu CSM și terminând-o cu CSM, pentru că ei vor da avizul. Numai aici am început dezbaterea publică, aș zice. Da. În ceea ce privește revocarea, am sesizat că proiectul de lege îi permite președintelui să revoce un procuror șef numai pe motive de legalitate. De ce numai pe motive de legalitate, nu și pe motive de oportunitate, așa cum poate să refuze o propunere de numire? E numai o asimetrie aici. Pentru că am avut în vedere aceste garanții puternice și evitarea oricăror suspiciuni că se intră în considerente care țin de oportunitate, țin de modalitatea în care se desfășoară activitatea unui procuror și așa mai departe. Am avut în vedere această independență a procurorului și a judecătorului, dar ați vorbit acum de procurori, ca un principiu fundamental. Ce înseamnă legalitate? Că legalitatea, așa cum ne era explicată în perioada domnului Toader, erau chestiuni strictamente procedurale, un fel de are și în dosarul sau are și nur, semnătura se vede bine, data e corectă, chestiuni de genul ăsta. A fost respectată procedura? Asta înseamnă doar legalitate? Înseamnă chestiuni, o spune chiar termenul, orice chestiune care este prevăzută de lege, orice obligație prevăzută de lege, orice atribuție prevăzută de lege, orice garanție prevăzută de lege, orice drept protejat de lege, intră în această sferă a legalității. Raportul privind statul de drept, care a apărut pe 30 septembrie, notează faptul că doi dintre procurorii șefi instalați în februarie, în speță e vorba de doamna Hosu și de doamna Scutea, au fost numiți în funcție cu avizul negativ al CSM. Și acum citez din raport. Această situație a evidențiat problemele persistente descrise anterior de comisie, care a recomandat în contextul MCV necesitatea unor proceduri de numire în funcție mai solide și independente și a sugerat că o cale sigură de a ajunge la o soluție durabilă ar fi solicitarea sprijinului comisiei de la Veneția. L-ați solicitat pentru a găsi această procedură mai solidă și independentă? Repet, în legătură cu avizele, că în acest context este făcută. Da, mă pregăteam să vă citesc și eu raport pe care mi l-am afișat aici pe celălalt ecran și unde vedeți, apropo de această ambivalență a raportelor care arată complexitatea problemei analizate, avem și aici o altă frază care spune că recentele numiri la vârful parchetelor pentru funcții cheie ar putea pava drumul către o continuare mai eficientă a activității procurorilor. Deci, să vedem ambele fațete ale monedei. Nu e rău că ați făcut-o, dar avem o problemă la avize. Asta e lectura mea, punându-le una lângă alta. Da, e o problemă legată de această dilemă. Până unde are o marjă un ministru să ducă dincolo de avize și până unde nu mai are, sau unde se oprește această marjă. Eu nu vreau să ocolez problema, cunosc această dezbatere, a apărut chiar de la momentul propunerii. Nu am ignorat acele avize în sensul că le-am studiat, le-am citit, le-am analizat și s-ar putea să vă fie paradoxal ce vă spun acum. Poate că dacă n-ar fi fost atât de vehemente
Nu una invoca un motiv sau altul pentru care Consiliul, secția de procurori și-a reținut avizul pozitiv, ci de a merge până în punctul în care aproape, nu vreau să spun, s-a încercat demolarea unei cariere și a unei imagini, că ar fi prea mult. Dar în orice caz, dusă analiza și discursul pe un ton vehement, mult dincolo de procedura în sine, atunci poate că puterea de convingere a acelor avize ar fi fost mult mai mare. Poate părea paradoxal, dar, sau cum spuneau latinii, ce este mult strică. Da. Bun. Revenind la Veneția. Procedura asta venea dintr-o... Este adevărat și eu mi-asum. Dintr-o enervare, dintr-o... Da, la care n-am contribuit cu nimic. Poate că existau cauze anterioare de enervare. Eu am fost totdeauna și rămân pe logica cooperării. Întotdeauna. Cu asta plec la drum. Dar nu este nici invers automat infailibil raționamentul. Totdeauna un aviz este corect. Niciodată un aviz nu greșește. Totdeauna decidentul greșește. Eu mi-am mai asumat propuneri fără aviz. Când am propus să văd doamna Chioveși. Și a fost un 6-1 distrugător atunci în secția de procurori. Unul fiind votul meu. Pentru. Ați fost singurul care a votat. Am greșit și atunci, n-am greșit. Deci e discutabil. Până la urmă, un decident își ia propriile decizii, răspunde pentru ele și merge mai departe cu ele, da? Ca o cruce. Dar, revenind la Veneția, abia de acum încolo începe faza de consultare, inclusiv partenerii externi. Inclusiv cu Comisia de la Veneția, și, deși o să fie o situație interesantă acolo, pentru că nu, ne vom întâlni cu domnul Dorel Toader. Va fi o dezbatere. La care n-ați reușit să-l revocați de acolo. Haideți, dacă tot ați deschis paranteza, dați-mi voie să o închid. Echilibrat. Păi nu, noi revocăm acolo. Și noi am spus din capul locului, cunoaștem procedura. Noi am invitat Comisia să-și evalueze puterile, dacă e cazul sau nu, să își pună problema cererii de retragere a domnului Toader. Pentru că Comisia, nu, în sine are această procedură. Nu, guvernul nu are nicio putere acolo. Bun, aici sunt două paliere la avize. Pe de o parte este vorba de palierul principial. Înțeleg că nu doriți să transformați avizul CSM într-un aviz conform pentru cei care nu urmăresc obligatoriu. Da. Dar asta nu vă temeți că vă va plasa în continuare în afara recomandărilor europene? Eu cred că ar fi cazul să punem punctul pe ei. Ce înseamnă un aviz conform? Înseamnă că practic decizia este cel puțin pe jumătate la CSM. Pe atunci hai să mergem până la capăt. Nu? Dacă asta se dorește, nu? Asta e discuția, să-și ia CSM-ul răspundere atunci, să facă numirile, nu? Deci nu, un aviz, după părerea mea, de regulă trebuie să fie consultativ. De aviz, cere o părere, cere o opinie, poate tu n-ai văzut bine, poate trebuie să te mai gândești odată, poate să dă un argument de care n-ai știut. Dar, repet, nu porniri subiective și orientate unipersonal pe alte rațiuni decât cele care țin de funcție, de nevoia de a avea un lider potrivit funcției respective. Dacă lași decizia la Ministerul Justiției, decizia de propunere, atenție, după părerea logic este avizul să fie consultativ. Așa cum a și funcționat multă vreme, da? Până acum, și n-au fost chiar atât de mari controverse, doar recent au fost aceste cazuri și care au apărut în, să o spunem pe șteau, în perioada de asalt asupra justiției din anii 2017-2018. A fost un derapaj, iată că totuși au fost oprite aceste derapaje, societatea a găsit mecanisme, societatea civilă a avut un rol, asociațiile au avut un rol, chiar și sistemul, de ce nu? Și CSM acolo unde au fost niște lucruri de spus, au spus. Și mă refer și la secția de judecători, nu neapărat la secția de procurări. Dar fie decide cine propunerea o decide CSM, secția de procurori, fie ministerul. Și aș raționa și invers. Dacă am răsturnat situația, să spunem că propunerea o face secția de procurări, s-ar prevedea un aviz pentru Ministerul Justiției. Păi avizul ar trebui să fie doar consultativ. Nu conform. Pentru că un aviz conform, de fapt, blochează lucrurile la jumătate. Nu?
Bun, asta este palierul principal. Există și un palier personal, pentru că ați făcut referire la chestiunile concrete și chiar este o problemă. Doamna Hosu, pentru că despre domnia sa în primul rând este vorba, a fost numită procuror șef cu aviz negativ din partea CSM și și-a terminat mandatul în mod abrupt după ce soțul domniei sale a fost condamnat. Considerați că ați greșit? Considerați că a fost un eșec? Nu, pentru că ar însemna să consider un eșec tot ce a făcut doamna Hosu bun în DIICOT în această perioadă. Eu vă spun în cunoștință de cauză. Doamna Hosu e o pierdere pentru DIICOT. Există, din păcate, o percepție inversă în hai să spunem, media de specialitate consacrată justiției, pe care eu mi-o explic. Eu am investigat, am văzut cu atenție ce se întâmplă cu această discuție legată de doamna Hosu, inclusiv în ceea ce privește interviurile. Nu este genul de personaj de scenă, doamna Hosu. Nu este genul de personaj care câștigă încrederea prin comunicare. Este genul de operator, de lider, care își cunoaște foarte bine postul, echipa, agenda și ce are de făcut și eu cunosc ce rezultate sunt, nu cunosc în concret ce se întâmplă în dosare, dar de vreme ce rezultatele unor aparațiuni, unor cooperări cu alte instituții, inclusiv externe, pentru că DIICOT este, am spus-o și atunci, o unitate de parchet mai specială puțin, pentru că e clar, trebuie să lucreze în cooperare. Iar rezultatele muncii DIICOT nu se văd întotdeauna în țară, pentru că sunt anchete transfrontaliere care își încheie faza procesuală în alte jurisdicții. Dar pe parcursul acestei proceduri, dacă te uiți, vezi că substanțial aportul DIICOT este acolo. Deci, din toate aceste considerente, nu aș avea voie să regret, pentru că, repet, ar însemna să infirm tot ce s-a lucrat în DIICOT sub coordonarea doamnei Hosu în această perioadă. Și lucruri pe care oamenii nu neapărat le cunosc și nici n-ar putea să le cunoască, nici nu le vor cunoaște vreodată. Mă provocați la rândul dumneavoastră să vă întreb dacă chestiunea 10 august, și nu mă refer neapărat la chestiunea clasării, cât ulterior la chestiunea greșitei îndreptări a cererii de redeschidere a urmăririi penale către Curtea de Apel, care a declinat către Tribunalul București, deci a stabilit că nu era ea cea competentă, nu este totuși o greșeală profesională greu de acceptat din partea unui procuror șef de parchet. Ați dat un exemplu, chiar în cadrul acestui exemplu eu vă pot să vă ofer un contraargument, totuși doamna Hosu, cea care a remediat, dacă vreți, situația, redeschizând acest dosar. Și eu, la rândul meu, pot să dau alte exemple, dar nu pot să o fac pentru că sunt, în general, operațiuni, chiar dacă s-au încheiat sau sunt în curs, nu sunt neapărat de comunicat public, dat fiind aceste cooperări internaționale și interinstituționale. Eu nu ne că este discutabil un act sau altul pe parcursul carierei unui procuror. Dar, pe ansamblu, nu ezit să mă repet. E o pierdere pentru DIICO, doamna Hosu. Își făcea bine treaba acolo, se integrase bine, echipa o ascultă. Echipa, să știți că a suferit realmente de această situație pe o, cum să spun, un context care nu este imputabil cu nimic. Până la urmă vorbim despre ce? Vorbim de un eveniment care este extern a conduitei procurorului și carierei procurorului. Și care nici măcar nu este lămurit complet. Procedura acolo este în curs, nu e o decizie definitivă. Cazul soțului doamnei Hosu. Când veți declanșa o nouă procedură pentru șefia DIICOT? V-ați gândit la asta? Evident că am gândit puțin la asta. Nu sunt atât de presat. Eram acum un an de zile când n-aveam niciun post, nici adjunct nu era la DIICOT. Lucrurile au intrat într-o oarecare ordine, inclusiv DIICOT și continuă activitatea. Doamna Pâțu a făcut o echipă foarte bună cu doamna Hosu, s-au înțeles. Doamna Puțu cunoaște operațiunile, cunoaște echipa, deci nu sunt într-o situație limită, critică, să mă grăbesc, așa cum a fost graba acum un an de zile, când practic parchetele nu aveau capi, ca să spun așa. Da? Dar asta nu înseamnă că o să lungim la calendele grecești. Înainte sau după alegeri, haideți să o luăm așa. Înainte, adică dumneavoastră, sigur, după alegeri, dumneavoastră sau altcineva? Nu mă grăbesc să spun. Totuși, alegerile sunt decembrie. E ceva timp până în decembrie.
trebuie să cântăresc bine, trebuie să discut cu procurorul general, vreau să mai discut o dată cu doamna Pâțu, vreau să mă întâlnesc poate chiar cu procurorii din DICOT, vreau să discut cu secția de procurori a CSM, de ce nu? Nu am nicio rezervă. Trebuie să fac lucrurile astea întâi și după aceea să iau o decizie. Am scăpat ieri de, hai spunem, un bolovan din cârca ministerului, în sensul că, oricum, au intrat pe drum aceste legi, le-am lansat public. Am câștigat o etapă, da, dar... Ați putea bolovanul dintr-un buzunar în celălalt, din buzunar elaborării, Cel puțin o săptămână, două, bugetul meu de timp alocat ministerului s-a îmbunătățit cu 3, 4, 5 ore. Câteodată a fost și mai mult concentrarea pe aceste legi. O altă modificare pe care vreți să o faceți este să sporiți puterile procurorului general, luând cumva din puterile CSM-ului, adică să mutați ale secției, mutați de la secție către procurorul general. Credeți că e o decizie înțeleaptă, având în vedere că totuși luați de la un organism colectiv ales, cum e el ales, către o persoană numită parțial politic, pentru că la capetele procedurii sunt doi oameni politici, ministrul justiției și președintele României. Păi, hai să judecăm managerial întâi lucrurile. Procurorul general totuși are răspunderea funcționării acestui sistem. Nu poți să ceri unui lider să facă performanță și să pună ordine într-un sistem care este grav avariat după anii trecuți, fără să aibă un minim de pârghii, fără să aibă un minim de atribuții și de puteri care să insufle respect și coerență în sistem, dincolo de propria persoană. Până la urmă, răspunderea va fi a procurorului general cu ce se întâmplă după 3 ani, când își încheie mandatul și își face raportul. Și ar fi, repet, nu neapărat nedrept sau unfair, ci împotriva logicii manageriale de bază, să ceri unui lider să facă performanțe, să răspundă pentru rezultate câte vreme n-are și pârghile. Din punct de vedere legal constituțional, suntem perfect încadrați de prevederile constituționale care spun clar, CSM e garantul independenței justiției, iar secțiile sunt instanțe în materie de răspundere disciplinară. Suntem în regulă și din punct de vedere constituțional și legal și din punct de vedere al logicii manageriale. Pe de altă parte, o repet, în toate acțiunile și activitățile pe care le văd nu la nivel de minister, ci și de parchet general, plec de la premisa de cooperare. Eu cred că trebuie să ieșim din această logică a celui mai tare din sistem, a celui care are mai multe mere în traistă și a celui care e mai influent și, sau mai puțin influent. Tocmai acum câteva minute vă spuneam legat de procedurile viitoare de la DICOT, vreau să mă consult și cu secția de procurori a CSM și o să o și fac. E normal să fie așa. Adică eu nu văd un procuror general rupt de sistem ca o planetă care pleacă din propriul sistem solar și să pierde într-o gaură neagră. Nu. Rămânem în acest sistem, dar totuși fiecare trebuie să facă ceea ce stabilește Constituția și ce dictează niște principii de management coerent. Poate incoerența asta din sistem se datorează și acestei disonanțe, dacă vreți, între atribuții și răspunderi. S-au îmbunătățit relațiile dintre doamna Scutea și secția? Pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, avizul a fost... Asta e o întrebare capcană prin care o afirmație implicită. De ce spuneți că sunt rele aceste relații? Din cauza avizului? Iar dumneavoastră spuneați că s-a plecat pe un aviz de-a dreptul vehement, care a fost la doamna Scutea l-a primit exact cum trebuie. Am și avut discuții pe această temă și în fond, toți trebuie să fim maturi în poveste. Adică nu trebuie să ținem ranchiuni în buzunarul de la piept, pentru că ne va influența activitatea în viitor. La rândul meu, n-am niciun resentiment față de modul în care trebuie să abordăm această relație de cooperare instituțională. Nu suntem puși aici și plătiți ca să ne facem ambiții personale. Și doamna Scutea, vi se pare că folosește la maximum și cu maximă eficiență prerogativele pe care le are acum, astfel încât ceea ce să-i lipsească pentru un mandat bun să fie doar prerogative suplimentare? Cred că și în cazul doamnei Scutea și în cazul celorlalți suntem într-un proces, suntem într-o etapă și lucrurile trebuie crescute calitativ.
pe tot palierul. Sisteză o ușoară nemulțumire în spatele vorbelor noastre diplomatice. Ce o privire în perspectivă și nu vreau să pretind că parchetele funcționează la nivelul de turacție maximă. Nu. Asta nu e adevărat și pentru asta avem discuții periodice, pentru asta lumea face eforturi, pentru asta ne punem problema să schimbăm reglementări unde credem că trebuie schimbate, dar se va atinge această turație și această altitudine de croazieră care trebuie recâștigată. Suntem într-o fază de repornire încă. Parchetele sunt în această fază. Și credeți că legile, aceste proiecte vor ajuta la repornire? De exemplu, în cazul DNA-ului, care este considerat destul de inactiv pentru gustul... În orice caz, cu acest gând l-am făcut. Cu acest gând plecăm la dezbaterea publică și deschiși către cea mai bună soluție. Eu nu o să fiu fericit dacă trec acest proiect fără, să spunem, teoretic, nicio modificare, dar cu insatisfacție din partea sistemului. Aș fi foarte fericit să spun, în regulă, am propus o viziune, a fost amendată pe parcurs, dar în general lumea o îmbrățișează. Ăsta ar fi cu adevărat succesul, după părere. Există o prevedere controversată care a speriat unii magistrați cu care am vorbit ieri, și anume faptul că fi delegați și fără voia lor timp de 30 de zile prin decizia șefului de parchet, respectiv instanță. Știu că în perioada de pandemie nici măcar medicii nu au putut fi detașați forțat până la urmă. Nu, acolo a fost într-o fază incipientă. E discutabilă acea chestiune. Bun, nu considerați că totuși ar putea să se nască de aici abuzuri și un șef de instanță, respectiv de parchet, să scape astfel de un indezirabil? Măcar 30 de zile să-l mai fezandeze. Sunt și alte prevederi pe care noi le-am introdus în proiect cu rezerva unei analize în cadrul dezbaterii publice. Adică le-am introdus, e adevărat, întrebându-ne dacă nu cumva mergem prea departe, dar până la urmă am fost și noi aici 6-7 oameni. Da? Avem nevoie de ceilalți 7.000 să discutăm aceste lucruri. Așteptăm la masa de discuții. În aceeași chestie este faptul că ministrul justiției redevine titular al acțiunii disciplinare, ceea ce a creat multă tensiune și data trecută. Aici sunt mai convins de soluții, pentru că a fost verificată până la urmă în practică. Totuși, niciun ministru din 2011 până în 2018, când a fost scoasă această acțiune, nu a abuzat de ea. N-am auzit niciun caz de abuz, de niciun protest din partea mea sau al unui magistrat. E adevărat, în 2011, când am propus această reformă, a fost maximă rezistență, pentru că persista pe undeva amintirea unui fost ministru care a fost destul de apăsător așa pe anumite zone ale sistemului. Da? Pe vremea aceea, ministrul era mult, mult mai încărcat de atribuții decât este astăzi. Avea și inspecția judiciară, în fine. Dar am convins atunci Parlamentul. Nu a fost niciun fel de incident pe marginea acestei instituții. După părerea mea, este un instrument care nu este arbitrar. Nu poate fi declanșat în afara unor condiții prevăzute de lege și nu este necenzurabil, la urma urmei. Instanța disciplinară este acolo, la CSM. Nu s-a abuzat de instrument. A fost testată procedura în Curtea Constituțională în 2011. Este constituțional. Eu cred că e bine totuși. De ce? Pentru că va întări încrederea în justiție. Există o percepție la acest moment foarte largă. Sunt oameni care mi-au spus-o direct. Că nimeni nu are ce să le facă magistraților, că sunt rupți de celelalte puteri, că nu dau socoteală nimănui. E o percepție greșită, evident, dar există. Există percepția aceasta că ministerul este doar spectator la orice derapaj s-ar produce în tribunal, ineficiența sistemului ca atar. În practică, vă spun că primesc săptămânal nenumărate memorii, sesizări, plângeri cu privire la aspecte care nu înseamnă neapărat că sunt în realitate așa cum sunt descrise în acele memorii. Dar e clar, există o percepție cu privire la ele. Răspunsul, ministerul nu poate face decât să
trimit acest memoriu mai departe la CSM, respectiv Inspecția Judiciară, și cu asta punct, alimentează acea suspiciune, alimentează acea nemulțumire, acel semn de întrebare, acea, în final, neîncredere față de sistemul judiciar. Ori, după părerea mea, existența acestei acțiuni nu numai la Ministrul Justiției, ci și la președintele în alte curți și la nivelul Procurorului General pentru procurori, respectiv, în primul caz, pentru judecători. Sigur că în prima analiză înseamnă, da, iată și Ministerul, iată și președintele în alte curți și Procurorul General ar putea, nu, să intervină în această procedură disciplinară și, prin urmare, este mai influent, mai puternic, etc. Repet, logica aceasta, cine e mai puternic? Nu despre putere e vorba aici, e vorba despre încredere. Cred că este o garanție, repet, pentru ca sistemul să-și câștige mai mult încrederea în fața cetățenilor. Iar dacă miniștrii în viitor vor abuza, presupunând că această prevedere trece, care a stat bine, bine mersi până în 2018, acolo neclintită, da? Brusc deodată cineva a vrut să o scoată. Dacă această prevedere revine în lege, există suficiente pârghii pentru a calma un ministru care nu înțelege și nu știe ce înseamnă să fie ministru de justiție. Cea mai mare reformă, după părerea mea, așa cum am citit eu proiectul, cât am reușit în timpul scurs din momentul în care l-ați pus pe site, cea mai mare reformă este la nivelul CSM-ului, care ar urma să devină practic o altă instituție, prin faptul că judecătorii și procurorii aleși vor fi în primul rând aleși de întreg corpul magistraților, nu doar pe nivel de instanțe și de parchete, că ei își vor continua să se ducă la muncă, la instanță și la parchet, cu excepția unor sesiuni ordinare sau extraordinare, că unele lucruri se mută de la secție la plen pentru a da o și mai mare greutate. Și atunci vă întreb, vă așteptați în mod sincer ca CSM-ul să accepte aceste modificări, chiar dacă ele vor intra în vigoare pentru viitorul mandat, deci nu îi afectează pe cei în funcție acum, dar atât de reformiste și care totuși remodelează complet rolul CSM-ului și poziția lui? Bun, eu, dacă am o așteptare, este una singură, să discutăm rațional pe fiecare instituție, pe fiecare reformă propusă, rațional, cu argumente, lăsând deoparte partipriurile de moment și personal. Eu voi discuta rațional despre acțiunea disciplinară care revine în portofoliul Ministerului Justiției. Nu voi discuta în ideea, vreau neapărat să am această acțiune. Sper ca și CSM să discute, și asta e așteptarea, rațional. Ați tatonat deja? CSM știa că este un obiectiv elaborarea acestor proiecte de lege. Nu știu în ce măsură a și crezut că putem fi capabili să o facem, date fiind condițiile. Dar acum, cred că o lună de zile, i-am prevenit că intru într-o etapă de finalizare a proiectelor și că va fi o dezbatere lungă. Că indiferent ce vor citi în aceste proiecte, suntem gata să discutăm. Sunt convins că unele lucruri le vor place, altele nu le vor place, ca în orice proiect, și că eu vor fi deschis acestor consultări. Deci mă aștept ca să avem o discuție rațională și să ne prezentăm argumentele care țin de funcționalitatea CSM. Funcționalitatea, eficiența CSM este un obiectiv în mecanismul de cooperare și verificare. A CSM. Nu e a parchetului general, nu e a Ministerului Public, nu e a Ministerului Justiției, este a CSM. Deci, e clar că acolo este o problemă. Colegii domnilor lor, magistrații, ridică problema eficienței CSM. Ba chiar, la discuții mai sincere, așa, off the record, chiar și membrii CSM spun, sunt lucruri care poate ar fi bine să fie altfel. Bun, și atunci eu pun o problemă. Nu cumva viciul este de sistem, de arhitectură. Pentru că, iată, au fost atâtea mandate ale mai multor membrii CSM, deci mai multe, să zicem, mandate care s-au suscedat. Eu cred că am colaborat cu ăsta e al treilea CSM, cred. Da. Și problema a rămas acolo. Deci, nu cred că e o chestiune subiectivă, de persoane. Mai ales că i-am cunoscut și îi cunosc pe toți. Sunt de bună credință,
vor, suferă pentru sistem. Toți sunt de bună credință, domnule ministru? Felul lor, da, fiecare, n-am auzit pe cineva să spună eu sunt de rea credință. Toată lumea spune eu sunt de bună credință și vreau așa și văd lucrurile așa. Dar un lucru și este se declară de bună credință. Pasiunea este acolo, interesul este acolo, repet, pe locul și suferința. Am văzut și suferință în CSM. Deci oamenii se consumă, da? Bun, și atunci unde e problema? Păi nu mai poate fi problema decât la nivel de arhitectură, de organizare. Eu vin și propun o viziune. Am văzut-o în alte părți. Funcționează. Nu înseamnă nimic dramatic. Înseamnă doar o legare mai bună a CSM de către baza care este, nu? Născut CSM-ul, nu? Care vorbim de membri. E de acolo vin, dintre colegi. Care este problema să-și supună candidatura votului tuturor colegilor? Asta mai de puțin potrivă, legitimitatea mai crește. Da. Puterea lui de convingere, de influență a membrului CSM ales prin vot al tuturor colegilor este mult mai mare decât aceea care e extrasă din votul unei singure categorii. Deci, dumneavoastră, că trebuie să fii cu alt proiect, nu mai poți să te duci doar să promiți creșteri salariale la nivelul parchetului instanței respective, cum s-a întâmplat în campaniile CSM-ului. Și n-a folosit, asta vreau să spun. Că legitimitatea n-a folosit la lege, pentru că oamenii știu. Într-un fel, e o poveste pe care o cunosc și eu din politică. Și le-am spus chiar colegilor din CSM la o reuniune informală. Multe lucruri seamănă în relația dintre dumneavoastră și colegii care v-au ales, pentru că și noi suntem aleși și anumite lucruri trebuie ajustate din această perspectivă a legitimității mandatului, a viabilității mandatului. Și a respectului pe care ulterior cei care au ales trebuie să-l acorde membrilor CSM. Mai departe, după momentul alegerii, mandatul. Există această percepție. Poate că am eu surse izolate în sistem, dar eu cred că am discutat cu magistrați din mai multe categorii și de instanțe și de generații diferite. Au toți această percepție a unei întreruperi a CSM-ului de bază, să zic așa. Am văzut și dincoace există această percepție, pentru că există preocuparea să nu creadă colegii cumva că nu mai știm de ei și mai departe. Ceea ce e legitimă preocupare, dar de undeva temerea există. Și atunci, vedeți, dacă toată lumea e mânată de bune intenții și în final nu reușim să ne satisfacem pe noi și în primul rând, dacă vorbim de sistem, că nu e nimeni mulțumit, înseamnă că e o problemă de arhitectură. Repet, noi am pus o viziune pe masă. Haideți să o discutăm rațional. E ceva nenegociabil? Sunteți avocat de drept comercial la bază, acolo negocierea e sfântă, deci probabil că ați ridicat un pic cota pentru a ajunge la un punct de echilibru. E ceva totuși nenegociabil? Știți că nu numai negocierea e de sens avocaturii, ci și lupta. La bară nu negociez mai nimic. Ba chiar că toată nici nu vrei să iei prizonier. Dar nu asta e discuția. Sunt chestiuni care sunt nenegociabile și pentru magistrați. Independența magistraților, cred că e nenegociabilă, nu? Nu, mă refeream la chestiunea. Dar nu s-a pune problema. Mă refeream la chestiunea. De bun simț managerial, care ar conduce, dacă sunt ignorate, la disfuncționalități de sistem. Cum vorbeam mai devreme de atribuțiile procurorului general. Cine răspunde trebuie să aibă și pârghia să poată să lucreze. Nu e corect altfel să-i cer răspundere. E degeaba, doar vrei să-l pedepsești și atâta tot. În rest, sigur că sunt prevederi care pot să primească formulări mai fericite, nu? Corelări mai bune. Nu cred că e ceva scandalos în acest proiect. Da, poate să fie lucruri îndrăznețe. Acest vot, respectiv activitatea în sesiuni, e ceva îndrăzneț. Bun, dar dacă vezi că la alții funcționează, măcar să ne punem problema, hai să discutăm. Mai ales că e problemă de perspectivă, da? Nu privește actualii membrii ai CSM. Nici n-avea cum, nu? Dar nu cred că trebuie să ne închidem la ceea ce este nou, la ceea ce funcționează în alte părți, la ceea ce ar putea funcționa la noi chiar dacă nu există în alte părți. E un moment în care trebuie să facem o regândire. De aceea am și pus acest termen lung de 6 luni. E o răscruce.
E o răscruce, adică trebuie să știm pe ce drum o luăm. Am înțeles? A funcționat tot în logica asta. Bun, acum e o conjunctură, facem legile așa. Vine altă conjunctură, le facem invers. Nu, hai să stăm mai mult de vorbă și să găsim un modus vivendi care să conducă la o platformă comună a justiției. Să mulțumesc pe toată lumea. Vă mulțumesc foarte mult, domnule. Se poate, da. Chiar pe toată lumea probabil că nu va fi, dar în chestiunile esențiale, totuși, albul e alb și negru e negru.